parte am hotărât să iau cuvântul astăzi, chiar mi-aș fi dorit să nu iau, dar momentul e festiv, mă simt obligat să spun câteva lucruri. Chiar dacă nu se fiu pe capul tuturor. Se vorbește de democrație, se vorbește de alternanță. Eu cred că, odată cu instalarea celui mai tânăr prim-ministru al României post-decembriste, celui mai tânăr prim-ministru al unui stat european din cele 27, e un moment zero. E un moment când trebuie să existe o schimbare fundamentală de mentalitate de la guvernul central până la reprezentanții guvernului în teritoriu. E adevărat că doamna Bob s-a angajat la o misiune extrem de grea, dar eu cred că la fel de onorantă. Îmi doresc foarte mult ca începând de astăzi, indiferent de cum îl cheamă, pe acel om care a ales să facă carieră în funcție publică, să lase partidele în pace. Își pot lansa ele singuri candidați, își pot găsi candidați pentru anumite funcții și să facă carieră în funcția publică. Dacă este interesat de o carieră în funcția publică. Dacă nu este interesat de o carieră în funcția publică, este foarte bine venit în teren. Alături de mine, de Ioan Țintean, de Nicolae Moldovan, Romeu Florian, primar sau consilier care sunt aici. Este binevenit, trăim într-un stat democratic și fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm anumite lucruri. Nu putem sta sub masca unei funcții și să fim și politicieni, și funcționari sau unați funcționari publici. Eu cred că odată cu instalarea guvernului Ponta se va pune punct acestui dualism. Nu-mi doresc, doamna prefect, să vă văd niciodată la nicio manifestare politică a USD-ului. Vreau să fiți prefectul cetățenilor județului Bistrița Năsăudă. Vreau să fiți garantul legii în județul Bistrița Năsăudă. Și nu mai vreau să patronați în calitate de prefect al județului, de reprezentant al instituției prefectului, abuzurile comise de consilii locale, de consiliul județean, indiferent de culoarea lui politică. Este inadmisibil să avem instituții blocate ani de zile pentru că instituția prefectului nu și-a asumat decizii. Pentru că instituția prefectului la București să aplice legea. Astăzi trebuie să încheie această etapă și să rămână doar o amintire urâtă pentru cetățenii județului Bistrița Năsăudă. E un moment greu. Doamna prefect a trecut în revistă prioritățile Guvernului României condus de Victor Ponta pentru cele 6 luni de mandat până la alegerile parlamentare din toamnă și vă spun că mine, cu priceperea pe care o am, o să aveți un total sprijin în condițiile în care voi vedea că le arătați oamenilor că nu suntem toți la fel. Că pot să fie și oameni care fac politică în interesul cetățeanului, pot să fie și un alt funcționar public care fac politică respectând legea, garantând respectarea legii. Și cine nu vrea carieră într-o funcție publică, eu sunt primul care vă invit în politică, alături de mine și de ceilalți care ne-am asumat să fim lăudați cu ghilimele de rigoare de la cel mai mic până la cel mai mare. Mulțumesc și eu!